de la picioare, din corp. Așa, 10? Lucituri. Noi da, lucituri. Da, așa zice. Da. Vreau să văd dacă 10 da, străci. Da, punem picioare spune din corp. Spune șuriți. Dar aici la cum se zice? La noi așa. Lucituri. Cum? Cum mai face? Păi picioarele de la porc tăiem așa bucăți și punem la fiert. Spălăm bine. Spălăm în 3 rânduri de apă și curățăm de la cioricul ăla, că este o leacă de fum. Curățim bine de la apa aceea caldă, se curăță ușor, dar se face curat și spălăm de vreo 3 ori. Și punem în ceaun mare, depinde cât facem. Și punem și urechi de porc, punem și picioare de porc acolo și de la cap, putem să punem de la cap, capul porcului. Tăiem bucăți, dar numai că capul are oase multe. Da. Dar scoatem. Dacă avem un ceaun mare de 10 kg, atunci încape acolo și când se ie oasele alea jos, luăm, scoatem. Dar punem plin cu apă, ca noi apă să nu mai punem. Da? Și pe urmă, dacă s-o fierb bine, s-o lua și oasele de pe carne, dar cu tot cu cioric punem acolo. Atunci scoatem carnea, tot. Și zama aceea să nu aibă oase în ceaun, atunci zama aceea să fie curată. Pisăm usturoi într-un castronel, usturoi cam cât trebuie, să nu fie nici usturoi, să nu aibă nici usturoi mult, nici puțin. Punem piper și morcov punem la fiert în vreo 2 morcovi, așa punem în ceaun. Să dea un gust la carnea aceea. Cum fierbe morcovul, lasă gustul ăla. Și punem în castroane, punem castroanele așa pe rând și punem din apa aceea, punem aici în castroane, zamă cu polonicul și punem o lingură, două de usturoi de ăla și cu piper în castron, amestecăm și dacă probăm un castronel. Dacă trebuie mai mult usturoi sau atunci mai punem o lingură. Înțelegeți? Am înțeles, am da. Înțeles. Și lăsăm pe masa aceea, nu mai luăm jos de pe masă, ca să nu scuturăm. Da, nu mă amestecăm cu lingura. Da. Și punem lăsăm acolo în bucătărie pe masa aceea, pregătită masa. Punem acolo castronelele și lăsăm acolo când se face, se întărește, când se încheagă. Mă înțelegeți? Când se încheagă, atunci aduce în casă. Da, ca să mănânci. Poftă bună!